Moscova a fost atacată. Este alertă maximă în toată Rusia, în această dimineață. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a făcut un anunț de ultim moment. Potrivit acestuia, capitala Rusiei a fost vizată în marți, 30 mai, într-un atac cu dronă. Atacul ar fi provocat pagube minore unor clădiri, fără să facă victime. Acesta ar fi fost al doilea atac la Moscova de la începutul războiului rus din Ucraina. Imaginile difuzate pe rețelele de socializare surprind urme de fum pe cer. Mai mult, în alte imagini sunt surprinse imobile cu ferestre sparte. Sergei Sobianin a lansat mai multe acuzații în această dimineață. În zori, un atac cu dronă a cauzat pagube minore mai multor clădiri. Toate serviciile de urgență din oraș sunt la fața locului. Nimeni nu a fost rănit grav până în prezent, a scris Sergei Sobianin pe Telegram, conform AFP. Amintim că aceste informații au apărut în urma unui atac cu dronă la Kiev, în Ucraina, în noaptea de luni spre marți, potrivit informațiilor transmise de primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko. Acesta a subliniat că cel puțin o persoană și-a pierdut viața în urma atacului. A avut loc un nou atac la Kiev, presa ucraineană a informat anterior că s-au auzit mai multe explozii în regiunea Podol. Explozii s-au auzit și pe malul stân al capitalei. Potrivit administrației de stat a orașului Kiev, în oraș funcționează sisteme de apărare aeriană. RBC Ucraina notează că în timpul ultimei alerte, apărarea ucraineană a doborât o dronă deasupra Chievului. În timpul ultimei alerte aeriene, un vehicul aerian fără pilot a fost detectat deasupra Chievului. Obiectul a fost doborât de forțele și mijloacele de apărare aeriană, a declarat șeful administrației militare a orașului Kiev, Sergei Popko. Acesta a adăugat că nu există informații despre victime. La rândul său, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că după explozii, o clădire cu patru etaje a luat foc în cartierul Solomian, iar suprafața care arde este de 50 de metri pătrați.